aprobării procesul verbal al ședinței din 28.02.2019. Cine este pentru, împotrivă sau abținut? Ordinea de zi este următoarea. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 la nivelul Comunei Helegiu, județul Bacău, inițiată în primul Comunei Helegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei Helegiu. Numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 56 din 14.12.2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei Helegiu. Numărul 4, proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 19 din 14.02.2019 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Helegiu. Numărul 5, proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 121 metri pătrați, proprietate publică a Comunei Helegiu, situată în intravilanul Comunei Helegiu, stat Drăgujești, către parohia Sfântul Nicolae din Drăgujești, inițiator primarul Comunei Helegiu. Numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economice aferente investiției în modernizarea dispensarului medical stat Plătila, aprobat prin HCL numărul 21 din 14.2017, modificată și completată prin HCL numărul 17 din 19.2018 și HCL numărul 52 din 28.2018. Inițiator primarul Comunei Helegiu. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și aferenți investiției, modernizarea dispensarului medical din sat Helegiu, aprobat prin HCL numărul 22 din 14.3.2017, modificată și completată prin HCL numărul 16 din 19.2.2018 și HCL numărul 53 din 28.11.2018, inițiator primarul Comunei Helegiu. Numărul 8, proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul modernizare și consolidare construcțiilor la sat Helegiu, aprobat prin HCL numărul 35 din 28.6.2017. Numărul 9, informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârii adoptate de Consiliul Local Helegiu în 2018. Da. Numărul 10, raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Helegiu pe anul 2018. Și numărul 11, probleme curente care se ascund de toate repozitorii. Cerere, întrebări sau diverse. Cine este? Dacă sunteți de acord, aș dori să începem cu proiectul numărul, nu știu cât este, la 2. Da. Nu, nu. Da. O altă de la economie. Da, ca să meargă un vot, dacă să nu mai... Proiectul ce vine aprobarea contului de execuție a ajutorului pentru anul 2018 și apoi ne ducem acolo de la contul, nu? Dacă nu știu. Și după aceea discutăm în ordinea normală. Domnul contabil, dacă doriți... Prezent contul de execuție pentru anul 2018. Deci bugetul Comunei Helegiu anul 2018 a fost executat în conformitate cu legea 2 pe 2018, legea bugetului de stat pentru anul 2018 și legea 273 privind finanțele publice locale. Deci potrivit datelor consemnate în contul de execuție, încheiat la 31.12.2018, Comuna Helegiu înregistrează următorii indicatori financiari. Venituri bugetare totale 6.434.800 lei, cheltuieli bugetare totale 6.125.087 lei, un excedent de 309.713 lei. Acest la finele anului 2018, execuția per total s-a încheiat cu un excedent bugetar de 2.161.951, provenind din secțiunea de funcționare, un excedent de 1.269.743 lei și secțiunea de dezvoltare, un deficit de 960.030 lei. Și făcând scăderea, rezultă de fapt un excedent de 309.713 lei. Iar excedentul anului precedent, al 2017, a fost de 1.852.238. Adunat cu excedentul anului 2018, în fapt 2.161.951 lei. Da, dacă sunt discuții... Da. O știu, am trebuit de defalcare, dar trebuie să defalcă fiecare venit, fiecare tip de... Supunem spre aprobare, nu? Sau, dacă sunt discuții.
Am văzut 28.000 pentru centru de recreere, dacă la centru de recreere, dar aici. Păi ce s-au cheltuit 28.000 la centru de recreere? Aici am făcut tot. O detrimă de salarii. 28 din centru de recreere. Da, cred că da. Sunt salariile... Pui, cine e la centru de recreere? Eu doamna Istudu. Atât. Și pentru mine e de această sumă? Da. Da. Salariul 2000 și... Salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie are. Da. 12 euro. Bănuiesc că mai e vorba de curent, mai e vorba de, nu știu, abonamentul la internet. Da, nu știu, de întreținere centrului de credit, 28.000 e cu 78. Ei sunt salariile și cred că mai sunt ceva cheltuieli materiale. Da, cred că curentul și internet. Da. La întâlnirea cu urmă, practic, da. Da. Și la primul asistat, Nu mai asistenții. Numai asistenții sociale, ne-am avut 355,87 lei, nu sunt numai salariile lor, iar indemnizații de granitar 572,63 lei. Ce anul ăsta ce mai ce face? Anul ăsta pentru că vreau o parte de la buget, undeva la 1 milion și 300 mii, dacă nu așa. Nu, 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 suntem o țară de asistat social. Cauze, lipsa vizelor mari parte nu s-au fost începute, anul ăsta deja am început o parte dintre ele, avem bugetul undeva, cred că săptămâna aceea, 7-8 aprilie, nu știu, până spre sfârșit, ne avem o parte din sume, doamna Comand, doamna Macovei, mă scuze, și o să mă așteptăm doar sume pe învățământ, noi deja am schițat bugetul mare parte, mă avem ceva bani puși de investiții, întreținere, poli și celălalt de cheltuieli. Cred că 8, 9, 10 aprilie o să... 9, 10, nu știu, săptămâna aceea o să avem o ședință, vă luați în calcul ședința pentru buget. În mare parte v-am prezentat și structura săptămâna trecută, ceea ce mi-am propus. Am luat în calcul și propunerile voastre speciale celor de la buget și a domnului Mădărina cu acel drum pe vale, le-am măsurat, le-am sofotit, le-am calculat, se pare că ar mai intra pe așa acolo și cheltuie. Da, vedem săptămâna aceea cum sunt în buget. Acolo cu Gabriel? La Moral, da, vedeți la Moral. Da. Dacă nu mai sunt discuții, a fost supus de o aprobare. O singură abținere. Normal, dacă se pot. Următorul proiect. Deci proiectul da, de cel cu cură de contul, nu? În 2017 am avut controlul curții de conturi, anul acesta, în ianuarie, a venit și a verificat măsurile care le-au dispus, modul de aducere la îndeplinire. Și dintre toate măsurile care au fost dispuse, s-au rezolvat toate, aproximativ toate, mai puțin o măsură, așa au considerat ei, o măsură a școlii, niște, o sumă de bani care trebuia virată la fondul de banca. Ei au considerat că au rezolvat-o într-un mod anume, curtea de conturi au spus că nu e corect și atunci am discutat cu doamna directoare și a făcut un virament de 6.300 de lei, imediat după ce au plecat echipa de la curtea de conturi. S-a rezolvat și această măsură, practic. Da, în vedere, doamna directoare avea dreptate, dar așa s-a interpretat, n-am mai ținut cum neapărat. Și aici au văzut, deci consiliul să-și asume responsabilitatea pentru ziua. O să ia la cunoștință. Nu, în decizie spunea că trebuia să luăm
set de măsuri pentru rezolvarea acestei, dar nu este cazul pentru că această măsură s-a rezolvat, făcând ordine de plată către... De exemplu, avem o lege care reglementează într-un fel sau altul, cheltuiala banii și pentru persoane cu handicap, și spune că dacă se facturează către o firmă care are ca și angajați persoană cu handicap și e înregistrat într-un nomenclator, nu știu unde, dacă ai putea să folosești banii în folosul școlii. Și doamna director a acționat la o firmă din Bacău care are ca domeniu de activitate și angajați persoane cu handicap, mobilier, nu știu ce lua. Da, au luat niște dulapuri, nu știu ce. Ca banii să se întoarcă în... Am luat un calcul și atunci trebuie să dea 6.000 de lei către persoane cu handicap. Vă văd de vedere, de punct de vedere, n-am meritat ce la prezentare. Dar... Sau dar așa știu, că nu lua în calcul, atunci nu puteam... Cum făceam de atunci, era simplu. Da, mai ia ceva pentru... Nu, mai e... Da. Spuneți pe aprobare, cine este pentru? Împotriva ține? Nu, nu, cu legătură cu taxa. Taxa. Da. Nu, nu, aici. Nu, 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 de nu, 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 de deșeuri, de nu, nu, noi, în continuare, avem persoane în comună care nu doresc și refuză încheierea de contract pentru a se lua cu noi omenajeri de la poarta fiecare și acum noi facem în continuare. E adevărat, sunt zone pe care eu le știu și cunoaște nevoastră, unde mașina nu ajung. Așa, acolo ne vom pune la dispoziția noastră, să luăm în cap achiziția de niște bubele pentru a ușura accesul. La capul de uliță. Capul de uliță, capul la prețul acolo, dar o să încerc să ajung cu mașina în cele mai multe puncte. Am mașina în reparație acum și mă costă vreo 13.000 de lei să pun la punct. O să mă dau peste capul total zona asta, dar cred că se sunt prețuri, că sunt omul ambreiaj, ulei, eu nu mai știu ce. Sunt persoane care în continuare nu acceptă și nu doresc încheierea unui contract. În discuție cu toate cu alți colegi de mine, în discuție cu toate cu domnul de la Adis, am găsit o soluție și pentru că de cea mai la îndemână să hotărâm în Consiliul Local o taxă de salutare care e diferită de tarif. Tariful e pentru cel care are contract și fără 5 lei nu modificăm tariful, iar cel care nu dorește și nu vrea să încheie contract, repet, cel care ajunge mașina și poate ajunge mașina, dacă nu are un părmur, nu știu unde, și vor fi 3-500 de cazuri, chiar nu se ajunge, înțeleg, nu? Toate că și aceia produc noi. Iar gunoiul din Taslău, gunoiul din Râpa Fântânii, de acolo am nebunit, pentru că am o săptămână de leg, am scos gunoi din centrul comunei, o săptămână. Și acolo e. Poftim? Și acolo e. Da. O săptămână ne-am chinuit să facem curățenie și să tragem gunoi de acolo, când sunt camioane întregi, gunoi pe care trebuie să-l carte. Acolo și noi la un moment dat să plătim. Am plouat, ne-am pus pe coborul jos să-l cărăm de acolo. Să înființăm o taxă de 6 lei, care să fie mai mare decât tariful, într-un fel să-l obligăm, nu vrei să faci contract, nici problemă. Tu ai taxa la primărie la rol și o plătești în fiecare. Adică nu mi se pare normal ca Sorin să plătească cu noi, da, doamna Sorin. Dar cei care nu au contract, au contract, atenție. Cei care au contract, au contract pe 5 lei, cei care nu doresc să contract, venim cu o măsură suplimentară, care este în regulă, din punct de vedere, pe o taxă mai mare decât un tarif. Și atunci o să fie obligat toți, dacă o gândești, mă, decât dau 6 sau 5, și să ne apucă de la poartă, să mergi o cazelă. Nu există, domnule. Și eu îți spun, nu ajunge mașina, poți să mă duc la capul de urmă. Dar cel care coboară de etajul 10 și vede la hienă la 1 metru. Dar nu, ceva, nu, ce nu-ți spun? Avea cu rău. Cu accesul cu mare pășură. E plin de noi, de mizerie. Da, aici dacă sunteți, dacă sunt discuții. Doamna, nu. Dacă nu, cine este pentru? Nu, domnule Marc, chiar vreau să facem discuție. Eu zic că ar fi fost că mai la îndemână, da? Mai bine să punem pe locuiți 10 lei, pentru că chiar discutam cu cineva pe Drăguță și spunea, zice, domnule, dar de exemplu sunt familii care au 5 copii și 6, da? 6 ori 5 este 30 de lei. Dar putem face o analiză. Deci vreau să duc ideea până la capăt. Să vedeți ce număr de case avem în Drăguță. Ce număr de case avem în Drăguță. Și eu zic, dacă o să punem un 10 lei pe casă, nu cred că v-ar mai fugi oamenii. Zici, domnule, 10 lei, nici un pachet țigări nu e pe lună. 10 lei pe casă,
Produci grâu, produci, îl constrângem exact ca la taxe. Nu știu dacă putem spune tarif. Dar sigur produci, eu cred că e cineva să nu pune pe persoană, nu putem pune pe locuință. Păi exact cum îl pune pe ăsta de 6 lei. Păi de aia pe persoană 6 lei. E pe persoană. De persoană pentru cel care nu vrea să încheie contractul. Păi atunci, dacă punem așa, o seama... Deci, o să ne facem de dragul băstrână, nu ducem la serios. De exemplu, exact ăia lua Alecu, dacă are niște 6 copii. Dacă dumneavoastră le-a spus că la ăștia care fac contract, îi luați doar 20 de lei. Da. Procedura, dar maxim 20 de lei. Așa. Iar ăia nu fac contract, orică nu-i duce capul, ori nu vor să înțeleagă. Poate nu înțeleg. Ei nu o să înțeleagă. Ei nu o să înțeleagă. O să înțeleagă foarte mult. Deci dau un exemplu. Numai un pic, lăsați-mă. Deci ei au 6 copii, plus ei 2 8, 6 euro, e 48. Ei deja trăiesc cum trăiesc, adică bă, să-i luăm 48 de lei, obligat, că trebuie să aplicați și la ei. Adică dacă aplicați la mine, sau la Cătălin, sau la dumneavoastră, aplicați și la ăla, indiferent de statusul lui financiar. Păi și atunci, dacă eu îi voi informa, pentru colegii mei vom merge în teren și îi va duce la cunoștință că dacă nu-și face contact pe două persoane, de exemplu, că eu știu situația lor materială, sau dacă aia sunt social, găsim o soluție împreună aici, o să avem familii pe care le vom scuti la un moment dat. Ne permite pentru că avem serviciul nostru. Dar în felul ăsta am constrânge pe toată lumea cine este, domnule, locuiești în Drăgugești, faptul că locuiești în Drăgugești, în afara cheltuielilor care le ai, te obligi de 10 lei pe lună să... Că noi prestăm serviciul ăsta. Dar bine, nu putem face doar după ce am dus acele containere. Că atunci, adică omului să-i cer ceva, trebuie să-i și oferă. Ne oferindu-i posibilitatea să ducă undeva gunoiul, atunci domnul zice, ce să-ți dau ție 10 lei? Dar nu-i spune clar, bă, uite, ai o simplă posibilitate. Te duci la locul la care l-am amenajat pentru colectare sau îl scoți la poartă. Ai două oportunități. Nu vrei, e treaba ta. Vrei să-l duci în grădină, când o să te surprindem poliția locală sau cine o să te surprind, te amendăm, pentru că nu ți-a dat posibilitatea să te scapi de el civilizat. Așa spune și lege. Exact. Și atunci, în măsura asta. Deci, ori îl scoți la poartă, ori îl duci la locul amenajat, și plătești 10 lei pe lună. Și vă spun că în felul ăsta nu cred că va fi cineva. Nu, deci numai dacă chiar e bătut din tot în cap. Nu, dar ce se întâmplă? Va avem foarte multe gospodării care au o singură persoană. Avem foarte multe gospodării care au din două persoane, una lucrează sau muncește. Dom'le, dacă fac o fată, dacă e o singură persoană, plătește numai 5 lei. Dar nu trebuie mătă tarifii. Ori unul, ori celălalt. Păi, ia să analizăm. De exemplu, dincolo o să ne ducem pe care nu vrea. Ne-am luat un pic, o să fie problemă. Că sunt mulți bani care au 5-6 copii. Și mai stă în o gradă și cu tata și cu mama. Și el nu face contract, nu face din căpățânea, nu vrea să semneze. Nu, dar o să înțeleagă o lună din zile, o să-i vină 6 diferite. Domnul primar, o să ne registrăm cu, cum spune, cu venituri nepalpabile, adică nu o să vină bani. Dar o să mai avem o discuție aici, la sfârșitul anului, pentru care nu o spun nimic. Deci v-ați înțeles ce vreau să spun. Iar merită să fiți, deci n-au potențial și n-au puteri economice și n-au... Dar cei mai mulți... Dar 10 lei, vă spun că o să aibă cam oricine. Ăla care are 4 copii în gospodării sau 5, produce... Și mai stă și mai stă și pe aștept. Produce cele mai mulți din euro care sunt doar două persoane. Ca o explicație clară. Da, da, sursa lor de venit. Eu v-am spus cum sunt aia mai necăjiți, da? Lola, dacă îi luat 6 euro, 480 de mii pe lună... Nu, dar să facă contractul în două presuri. Nu fac eu, așa fac două. Nu mai înțeles. Nu trebuie fi niciodată discuția asta. Pentru că... Deci poate eu nu vreau să fac contractul. O să facă cei mai mulți. Poate o persoană, două, nu, o familie, două, trei, care nu sunt înțeleagă. Dar nu, hai să încercăm varianta asta și vedem ce se întâmplă. Dar noi nu putem încerca doar după ce îi pui la dispoziție. Da. Când omul e dat două variante, domnule, ori scoți la poartă cu noi, ori îl duci la locul amenajat, da? Și pentru treaba asta, că noi ți-l luăm de la locul amenajat, dumneata trebuie să plătești 10 lei pe lună pe casă, pe noi. Și dacă faci un calcul la număr de case, nu cred că astăzi nu casați mai mult decât... Da, 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 da. Nu putem avea tarif pe locuințe, tarif de acolo 5 lei de persoană pe serviciu salutare, care e mai multă de jurnică. Bun, dar hai să facem o tărere pe locuințe, nu mai mult de două persoane. Și atunci, clar, am intrat acolo. Și atunci, care are unul? A rezolvat problema. Mie mi se pare e doar 5 lei. Mai regulă, cel mai regulă și legal e așa cum am propus noi, pe persoană. Atunci când încheiem contract, eu știu că ajung la mine, interesul meu este că așa dumneavoastră să nu-i pun să plătească. Mai mult de 10 lei. Nu plătească mai mult de 10 lei. Dă-ți atunci. Dar contractul e pe 10 lei. De două persoane, indiferent, chiar dacă sunt 7. Dă-ți atunci. De nu, decât să ducă și îi prinse de ala și cu râmul și tot de noi. Și până acum, cu vina de primărie și văd că au dat, eu am avut foarte multe cazuri.
din persoane care nu au potențial și nu au putere economică. Dacă au făcut cereri, fie că au plecat în afară pe perioadă, am bătrâni care locuiesc pe perioada ieri, de exemplu, la părți la copiii din Bacău, din Onești, nu mai știu pe unde. Totdeauna au fost scutiți, iar eu n-am interes să-mi cresc. Nu ai de cei doi de aici care au contracte, mai la dreapta. Hai mă, cum sunt nebun să-ți contracte. Nu, nici măcar nu fac discuții păi cu tine. Păi și atunci nici la rog și dați păi, la locul primar. Păi și atunci nu-i primul sulat. Dar eu nu am să cu roabă la capul elegiului venit de... Păi vede. Și atunci nu se pare, nu se pare pentru cei care sunt în loc plașnic și care chiar nu doresc cu vot, dar nu-i schimb. Să vreți fi cei mai vocal la lumea. Dacă uitați pe Facebook, să luați sunt cei mai vocal. Eu știu. Pentru ei, am măsurat asta. Ceilalți, e cel mai bun. Și după hotărârea asta, cum spuneți, vreau să da? Începând să punem în practică luna viitoare, la întâi, da? Cei care au 5 sau 3, 4, să zicem, și ei nu vor să încheie contractul, da? Va fi nevoie să plătească 240 lei. Cum i-a luat bani dacă ei nici nu vreau? Dar eu zic că nu vor fi cazuri. Dacă mi spui, domnule, uite, ți-am dat o oportunitate asta, ori îl scoți la poartă, ori îl duci la locul menajat, vrei, nu vrei, bei Grigorea Gheazmă, că trebuie să plătești și tu, că trăiești într-o lume civilizată. 50 familii care ești. Dar nu mulți, că dacă iei numai 5, Sorin, dacă nu ai să iei 10 lei, și la alta să iei dacă 480. Pentru mine nu strângerea banilor e problemă. Pentru mine e constrângerea de a nu mai arunca cu noi în locul de permis. Dar asta ne dorim. Pentru mine asta e cel mai important. Dar și strângerea banilor. Banii de bani financiari ne o reglăm aici, că avem serviciul nostru. Nu ne cadrul așteptul anului. O plăie din hotărârii, mai dăm 30.000, 40.000, 50.000. Păi eu sun la primărie și vreau la lucrat de acolo și au doar în spate. Amenzele vin la primărie și întâmplă ce se întâmplă. Nu s-a luat. De 5 lei și aveam și tarif. Și aveam și tarif. Dar n-am băgat niciodată taxa la cheltuială pentru că noi încasam pe tarif. Înțelegi? Am luat taxa aceea de 5 lei, înființăm 46 lei și rămâne tariful cu 5 lei și 6 lei și dacă nu vrea de contract. Dar nu știu, eu cred că după chestia asta și după anunțuri și discuții, pentru că vor pleca în teren de luni și vor vorbi cu cei care nu sunt de acord, nu sunt nici foarte, foarte mulți. Mai mulți sunt cei la care n-alungeau mașina și n-am avut până acum motiv să băi, nu avem mașina acolo, hai să găsim soluție. Ei, acum nu se mai poate. Pentru că ne obligă un european, ne obligă statul român să strângem totul noi menajer, să depozităm, să plătim, să încasăm. Am văzut că trebuie să avem până la 2020 75%, nu știu cât de noi menajer, să fie reciclat, de exemplu. Deci, e o problemă și mai mare, că nu reușim să
să-l strângem pe ăsta așa, amestecat. Dar să-l mai înveți pe om să stea acasă, chiar cu oameni. Am avut discuții cu oamenii care nu mă așteptam. Și bă, dar mă pui să stâng cu 3 pungi acum sub gubeală, că abia mă pungă. Păi așa, așa e normal. Astea sunt timpurile pe care le trăim și sunt niște lucruri normale. Mergi în afară și vezi curățenie. Mă duc la Bacău și eu merg în fiecare zi la Bacău. Mă crucesc. Drumul ăsta până la Bacău e plin de mizerie. Eu am dus să mă trecut în oameni și am strâns să mă pun un băiat care avea niște ori făcut în folosul comunității la Deren. Că am și problema asta. Mereu am spus să nu am, am așa social. Aș vrea să am măcar 20 de zi, ca să pot folosi pe ăștia să fac o curățenie. Am avut un băiat la Deren care a avut o problemă și are ieșit din gândi și ore de comunități. L-am dus și am strâns tot drumul până la ieșire din comuna noastră. Până în două puni, de fapt, la Bătire, la unde era mizeria din Sfântul Petrean. În parcarea de la școală și în parcarea cealaltă unui drum care îți îndreaptă, numesc pe ce îți duci. La ciurmea pe acolo, pe cruță, în ciurmeau acela fel, dezastru, că vină și iau, își iau apă, apoi aruncă gunoiul lângă. Băi, nu poți să înțelegi. Dar ești un coș acolo, lângă ciurmea? A fost coș. Era legat cu lacă și nu... Nu lași pe ăla, nu stăm. Așa să faceți din lemn. Vă demonstrez că în momentul în care stăm în acasă, în fiecare săptămână, începem să ducem pe benzi de astea mari de 1200 de tuturor fie în comună, vom avea surprize, să le dea foc, să le arunce în șanță, să le răspoară. Nu să vedeți, dumneavoastră problemă cum avea și lichidă. Dar nu asta dar nu avem, trebuie să vorbim lucrurile astea. Vor fi și familie nemulțumite, vor fi la primar și la mine, vă gratis nu vin niciodată dumneavoastră, știți foarte bine, poate pe capul meu. Găsesc soluții. Totdeauna am soluția care e cea mai la îndemână și pentru mine, și pentru Consiliu, și pentru orice. Dacă ar fi, nu știu, în cea mai degrabă să-mi casă încât de mulți bani. Dar nu se poate. Asta e ce zic. Dacă el nu are angel tremurici, bani, nu are șansă pe ochii și n-a niciun venit, ce să facă? Nu, mă, nu, dar nu știu. Anul eu să avem un tabel cu 10-15 familii care nu au posibilitate chiar deloc să-și plătească noi menajeri. Îl vom scuti, vom găsi o soluție, nu știu. Dar nu știu, dăm o dorere care, domnule, fiecare locuință din Drăgujești să plătească minim 5 lei și maxim 10 lei. Și atunci... Nu, în Drăgujești, în totul comunitate. Hai, trebuie. Că atunci o să facem din mai ușor. Dacă să plătească 5 lei ca să tiri, și tu stai la stradă, nu 5 lei, a? Nu e normal, nu. Nu e normal pe persoană și acolo unde sunt probleme, discutim, când noi mai putem să discutim. Am spus, măsura asta, prin punct de vedere, vizează în primul rând pe cei care chiar au potențial, chiar au putere economic și nu vreau să dau aici exemple că în momentul în fața că nu doar vedem, nu mi se pare normal, dar am exemplu în comuna noastră de oameni gospodari care nu acceptă nici pe la poartă. Pentru mine este cea mai gravă treabă, că au funcționat la primăria de legiu sau prin orice primărie din țară, să-ți bată la poartă și tu să nu-i răspund, dar din ce vorbești, nu să-l arunci, că el îi trebuie, că el nu face, că el dă foc. Nu se face. Dar noi trebuie și noi de credință, nu scriem așa. Credințe de credințe mai plinim aici, dar e legal și nu poate bine lucrul ăsta, că... Da, și nu e normal, nu mi se pare normal deloc, că de absolut deloc nu-i corect. Dure, tone de gunoi. Eu acum când stăm, când scot de acolo din vară din părâul ăla de la Deles, am 3-4 mașini pe care le plătim. Plătim cu 128 de lei tona. Tona. 128 de lei tona. Am luna asta, le-i dat pe 7.000 de lei numai la gunoi. Ei, gândiți-vă, lasă că serviciul ăsta merge în pierdere totală. Cu salariați, cu mașina, acum am 13.000 de la mașină, rovinet la 6.000. Asigurarea, nu știu că doamne, iar până era 4.000 de lei. Dar nu-i problemă ce plătiți. Problema e să nu mai arunci acolo. Dar mai bine să găsiți într-un loc ca lumini, dar nu să mergem. Decât să-l găsești în râcul, să-l mai adunii pe acolo, să-l colectezi în râcul din Părăi. Deci eu la Drăguiști am văzut acolo cu despre fabrică, a rămas prost. Eu n-am putut înțelege nicio. Deci 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 n-am putut înțelege nicio. Dar atunci căruța prin cu noi m-am vânt cu viața pe care spun, nu, la poate nu rușie. Nu rușie, dar cu bine, acum mergi la fai, la asfalt, la asfalt, la asfalt, la asfalt. Acolo o cameră scoasă și ăla e cea mai bună. Camera scoasă. Și un tablou din ăsta exemplar. Curent, trebuie să ai. Nu, să nu se cum să. Deci pentru ce? Cu acumulator. Ce vă gândi? Nu, 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 Deci, proiectul hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 la nivelul Comunei de Județul Bacău, inițiată primul Comunei de Județul. Da, după cum ziți aici am avut-o și o luna trecută,
am avut și discuții atunci, am vorbit doamna director, mi-au transmis niște informații pe care le-am în fața mea, vis-a-vis de numărul de copii de la... Da. Eu, din câte știu și m-am interesat, e o chestie care nu la el nu s-a întâmplat centrul lui acolo, la trecută, să nu aprobe o rețeaua școlară, situația care nu-i propusă de noi, nu-i treaba noastră, ok. Mi-a dat zis, doamna, conform soției dumneavoastră, copiii care vin de la Drăgucești, vorba de 12 copii. Eu am și nominal, dar nu vreau să le spun aici, pentru că nu-i normal. Nu-i nevoie. Dar de caracter personal, dar de preț, ne vedem după așa. Am cereri transfer aprobate, semnate, semnătura părinților pentru fiecare parte. Copii veniți în perioada 2017-2019. Nu, deocamdată nu. Avem 12 copii în total, 4 copii au venit anul trecut în august sau în septembrie, 7-9-2018. E vorba de 3 copii la clasa a 2-a și un copil la clasa a 5-a, veniți anul trecut. Un an în urmă, veniți 4 la clasa a 6-a, 1 la clasa a 8-a și 1 la clasa a 7-a și încă 3 la clasa a 8-a. Așa cum am discutat și la trecut, pentru că am avut discuția doamna director astăzi aici și ieri, doamna director, nu sau alaltă. Sunt copii care aveau probleme... Nu mai contează, lăsăm trecut. Da. Așa. Viitorul, zic. Astăzi... Noi avem aici, da, o rețea școlară, da, în care zicem, astea sunt numărul de elevi, da? Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Deci la școala gimnazială Drăgucești, pentru că de ce dezbatem problema asta? Făcând transportul elevului de la Drăgucești la elegiu, da? Îl facem bizar, oricum, adică din dragul sau din interesul, nu știu, acum nu contează prea mult, contează că chinuim niște copii și de ce spun că chinuim? Atât timp cât poate funcționa școala din Drăgucești, are capacitate. Și plătind transportul profesorului, orice elev din Drăgucești își poate desfășura activitatea în mod liber, corect, adică, dacă, cu excepția, care cineva, domnule, a vrut să-l dea la elegiu. A vrut să-l dea, nicio problemă. Ei, în momentul de față, eu vreau să vă întreb dacă la școala din Drăgucești avem 122 de elevi, dacă aici sunt, vorbim de 2019, că ce va fi în 2019, da? Dar în... 2019, deci anul ce va începe în 2019. Deci vorbim de... 2019-2020. Anul școlar ce va începe în 2000... Elevii care sunt astăzi. Astăzi, da. 2018-2019. Noi vorbim de cei care încep în 2019 anul școlar și îl termin în 2000. Dacă aici unii sunt 122, sunt cu două grădinari. Nu. Nu, 33 sunt preșcolari, sunt separat. 122 sunt doar... Nu, deci 33 sunt preșcolari. Da. Deci în total sunt 155 total. Elevi cu tot cu preșcolari. Deci ei sunt separați. Deci, domnul primar, eu am intervenit în felul ăsta pe următoarea idee, în discuții cu părinții. Și știm bine că așa au fost mai multe zile în care copiii au fost nevoiți, nu contează, orice mașină se poate ca și personală și de serviciu și fie utilitară, fie autoturism, au fost defecțiuni și au fost nevoiți copiii să deplaseze de la Drăgucești până la elegiu pe jos. Hai multe zile. Nu. Da. Bun. Clar că nimeni nu-și dorește, nici doamna directoare, nici dumneavoastră, nici eu, nimeni nu-și dorește să se întâmple așa. Ei, să evităm treaba asta, au zis, zice, domnule, nu e în regulă. Atâta timp cât avem capacitate la Drăgucești, părinții, da, nu toți. Chiesc și n-am înțeles dumneavoastră și eu am grație, văd că acești copii, văd că totul la Drăgucești, nu avem la elegiu, așa. Dar nu mi-a văzut nu știu. Da. Nu te copilii poți așa. Ceea ce știu eu și uitându-mă pe... Inițial ne-am cunoscut acum, dar uitându-mă pe ce... Cunosc familiile foarte bune. Sunt copii care cred că s-au oferit o șansă. Mă gândeam că... O să vă gândesc personal. Mă gândeam că altfel, dacă nu era șansa asta pentru unii dintre ei, nu se vedeau școala. E clar asta. Sunt copii slabi. Asta e realitatea. Sunt copii foarte slabi. Copii care au luat unul și ceva la o capacitate. Sau la asta tot se numește acum, o seminare de anul ăsta. Pe care îi aduci cu mașina, care eu cred că sunt mai facilitat. Nu știu dacă învață mai mult, nu știu dacă asta e vorba. Dar e vorba că dacă nu duci acum, nu lua cu mașina de acasă, mă gândesc că face mai bine deloc. Nu. Poți să nu referim deloc.
dar acum, ce nu faceți dumneavoastră diferență? Faceți vreți că numesc școală hemisferică. O să dau un telefon după aici, nu mai știu fața, ca nu o să vedeți cum s-a pus problema. Da, vorbim, scută. Pentru mine, toate celelalte școli comună sunt locații. Structuri. Clădiri. Școala are interesante juridică la Helegiu. Noi nu avem clasa 8-a Drăgugești, clasa 8-a Helegiu, de exemplu. Nu, avem clasa 8-a A la Helegiu, clasa 8-a B la Belen, clasa 8-a C la Bădătina, clasa 8-a D la Drăgugești. Pentru că e o singură școală, școala Helegiu. Iar intenția domnului dirigentului, de aia v-am spus că și toate eu am înțeles lucrurile cum stau, nu cred că ar fi avut un interes. Singurul interes pe care ar fi avut directorul la un moment dat este să-și păstreze postul. Ca alt interes financiar, de candidatul la... E mai bine atât dacă stau lucrurile așa, domnul primar. Să vă spun de ce e mai bine. Și dacă lucrurile stau așa cum spuneți de asta acum, e mai bine că noi ne scăpăm de obligativitatea de a ne pune transportul în comun. Da? Dacă noi nu avem copii care îi plimbăm dintr-o stată în altă, ia uitați ce simplu am scăpat noi dintre astea. Și mai mult cu argument venim că plătim transportul profesorului. Da? Deci noi, ca să ne solicite profesorul, domnule, azi să-mi aduci copiii la elegiu, dacă din părinții aceștia care doresc să-și mute copilul la Drăgugești, ți se aprobă transferul și nu este nici o problemă. Dacă o spun aici și dacă dumneavoastră o să aveți în politica dați să mute și în director o să o opune, eu vă garantez și lucrurile chestia așa. Deci dacă numărul elevilor nu Drăgugești spre emigrația spre ele, nu e bani, mai fi forțat mai mult decât este astăzi, eu cred că dacă cineva, unul din părinții grea, unul va putea să depărtat, vom ajunge și cred că vom fi mai mulți din părinții. Dar ne facem de dreapta, domnul primar. Se va ajunge ca toate școli să ajungă la Helegiu. Da, dar nu la nivelul ăsta. Adică astăzi, dacă am fi să transportăm cel puțin pe 5 ori. 340 de copii. Nu? Nu 340, că aveam. Dar 250 de copii, să-i pui în transport, adică ce e mai ușor, să duci 250 de copii sau să duci 20 de profesori? Păi nu știu, dar știu că la Sădureni, de exemplu, se mută copilul de 10 ani, 12 ani. Dar îi vezi la fel, aduci copilul de la Scăriga din 15 ani, nu știu, 12 ani. Dar e vorba de un număr de copii din tot, care cap într-o microbus. Cred că și la noi, nu știu dacă... Știi cum îi duci acolo? Nu știu. Alea pe ala de clasa a doua, nu știu la nivel, alea pe ala o duce cu partea aia. Păi îi învârte ca pe ei, unde făcea la tot mai mare care la noi. Omule, dar mai să trebuie să mă ori. Da, da, ca să mai ține câte o școală. Da, nu știu. Da, nu știu. Nu știu ce să mă din punct de vedere, nu cred că Drăgugești va fi o școală care se va desfința. După, dar eu nu doresc niciuna, nu mă rog, pentru că ar fi nici o așa mai mult și ultima. Dar ar fi ca ultima care s-a desfințat. După numărul de care vin în spate. Cum? Ar fi ca ultima, dar nu se va desfința. Care s-a desfințat, după numărul de vedere, care vin în spate. Așa este. Inclusiv la Delei, dacă Delei de inspectoratul a luat un calcul și am fost prezent la câteva discuții cu doamna Roar, se ia în calcul, într-o primă fază, pare de 5-8, nici de cum pare de 1-4. Tot pentru că cheltuiala ar fi și mai mare, de exemplu, la anul la 5-8 la Delei, știu că sunt în jur de 3 copii, vorbe de 5-8, deci ceva de copii. Nu mai. Bine, de urmă e vreodată 5-8? 5-8, da. Deci, în clasă de 5-a nu este. Și atunci cât e loc? Doar că în momentul când vei avea, de exemplu, clasa a 7-a, ai 5 copii la Delen, 5 la Drăgugești, 10 la Elegiu, doar îți faci o clasă. Dar doar nu-i normal. Nici nici eu ca profesor vorbesc acum. E foarte greu pentru candidatul, pentru că nu va avea un semnal. Nu va avea un semnal. Credeți-mă, o să fie destul de greu. Asta nu se întâmplă, dacă ați văzut la Helegiu, ar fi super. Întreaga, deja mulți copii de la țară, cei puțin care sunt apropiat vreo și cum suntem noi, la voi, trebuie totul, se migrează către oraș. Unii, din punctul de vedere, deja sunt suprapopular. Fiecare școală are interes să pleacă mai mulți copii. Și interesul este financiar. Interesul este financiar, pentru că plata pe școală vine pe număr de elevi. Dacă la Helegiu, la anul ăsta, din sumă, o să aveți surprinde și o să vezi câți bani o să prindem în bugetul local pentru școală ca să funcționeze,
Zic dumneavoastră că o școală ca generalul 8, fost generalul 8, care are nu știu câte mini copii astăzi, au bănuți la dispoziție să-și modernizeze clase, să-și aibă nu știu. Băi, mă duc la sală, nu iau până la... Băi, au 4-5 clase, iar pe 30 de copii, 32, sunt bani, nu ca pe listă. E noi trebuie să-i strângem. Nu știu, eu nu văd învățământ cu ce. Facem orice, au mers rău. Ia, hai să-i văd. Domnul Sfântul Aprobare, cine este pentru? De la Drăgujești. De la Drăgujești. De la Drăgujești. De la Drăgujești. Și eu mă abține. Deci sunt două opțiuni, doamna. Nu, eu mă abțin. Da, doamna, cum aș da... Și eu mă abțin. Și eu mă abțin. Păi la Drăgujești, atunci ar fi Cristina. Nu este corect. Nu este corect. Nu este mai proști. La școală, într-un sat de mare, da. Să ne facem. Șuriți vorba de mine, domnul primar. Șuriți vorba de mine, domnul primar. Dar câți copii sunt la Helice și câți copii sunt la Pătina? Nu spun eu, dar pentru că sunt 0 copii. Și era din clasele 1-3 la biserică și era plină biserica. Da. Păi, dar de ce sunt oameni? Cum? Cum? Dar nu vreau să-i dau deja nu mai vreau să-i dau. Asta e. Și după ce să facă discuții, nu mă trebuie școală. Asta de cât numărul copilor din Brătula este mai mare decât numărul copilor din Brătula. Nu mi se pare corect să închidem școală la Brătula să venim la cele. Dar Brătula are școală, asta ce să vă spun. Domnul primar, dar de ce nu se face școală, domnul primar? Nu am pisat și nu am văzut. Domnul primar, a zis că se duce cu restreamă și cu... Pentru că nu are autorizații funcționare. Nu are grădinița. Și a zis că anul acesta o să pună uși și geamuri din Bujer pentru școala care s-a făcut. Credeți dumneavoastră că pentru 20 de copii... Nu, dar mergem și 20 de copii. Facem 2-3 clase. Nu facem toată școala. Nu știu, dar nu mi se pare corect. Asta e de numărul copiilor din energie. Dar bineînțeles. Este mult mai mic decât copiii din Brătul. Chiar nu trebuie. Așa e. Suntem noi apropoziteri părinți, dar oamenii au fost acolo. Da, domnul primar, dar am vorbit cu dumneavoastră așa, au fost de acord că era rușine să spună nu. Nu este rușine, în interesul copilului este rușine. Da, și după aia vin și ne spun nouă, pot confirma și ceilalți colegi. Din cauza voastră să închide da, școala, sunteți incapabili și votați acolo ce vi se spune. Da, și vreau să le spun, tu ce alegi, o clasă cu 3 copii în clasă sau o clasă normală? Nu înțeleg asta, 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 nu înțeleg asta. Mie mi-e rușit să mă dă la alegi, băi, votează cum e la alegi. Mi-e rușit. Poate nu-i să mai ocazi. N-am vrut să ocazi, vin independent, nu cred o ocazi, n-am. Mă arăt locul, vin independent. Și votul vă... Ce să mai tânzi? Fac pareu cu tutura care vin, tu-i mandată. Eu fac pareu cu tutura asta. Nu, nu este vorba că nu suntem oameni. Școli, acum ajungem cu 0 elevi. Da, dar e vina cu Costel Local, nu sunt copii în ele. Sunt copii, asta e ce suntem trecut cu 0. Oare, vreau să fac copii, să fac mai mulți. Deci, văd că nu sunt copii, nu că sunt copii. Dacă ar fi fost copii, ar fi mea. Nu poți să-ți iei, tu te-aș fi fost să-ți profesor. Dar bineînțeles. Și atunci nu plătești cu mama, e de ce s-au mulgărina. Eu de inspectorat, ăsta e... Nu știu, ăsta e viitor. Noi am învățat lucrurile pe care am studiat. Eu zic că pe primar este de bine sunt copii îmbrătiți. Domnul Tudor, se nu mai pot avea treabă la Helicu, de ce nu mai pot avea? Care e problema? Nu-i de bine, domnul primar, dar de ce e așa? În comuna de primarul este divin. Nu e simplu, nu te va face primarul. Vorbesc de cine vorbi. Nu, primarul, dar nu e simplu. Nu, dar nu, eu vreau să la capăt. Și credeți-mă că la capăt din nou, pentru că nici eu nu doresc, m-am spus din tot de începutul ăsta, am stat și cu părinți, am stat cu lumea, vor fi din, vor fi din 30 de familii, 2-3 care nu vor să înțeleagă, s-ar putea să fie o surpriză să fii toți cei care au copii slabi și chiar nu interesează de școală. Dar îmi place, dar nu e foarte ușor să întreziști discuții, să le avem discuții, dar acum de sfârșit la școală e subiectul comun la Brătila, e școala. Mâine îi dăm casa, își poți la școală părintelui, o duceam cu discuții, că am dat casa popii și l-am făcut proprietar. Te rog cu casa popii proprietar, ne apucăm de alegeri și ne împărțim între noi teritoriile și de familie. Din punctul de vedere, ăsta este tot ce este normal. Nu se întâmplă doar la Helegiu, se întâmplă și într-o țară modernă, și într-o țară normală, acolo unde sunt copii să se ține o singură școală. Eu sunt de acord să o facem la Brătila o școală.
Dacă crezi că doar Bătela e normal să faci o școală, dar e niciunul închis pe asta, altă care deja este, e funcțională, are două niveli. Avem în hotărârea din Consiliul Local de la buget construirea unui grup sanitar normal, modern, cum se cere în toată lumea asta, copilul să ducă la la pauză, să sperim cu mâni, să mănânci un pachetel. Eu așa o văd și am zis, normal. Nu mai spune. Eu am problemă că îmi rămân în comună 3-4 ori clădit, că n-am distanță. Am pe Valea, acolo, școala aceea care a fost făcută, o dat cu bolovan, eu sparg geamul, eu stricat tabla. Am la Brătila, la centru de zi, care s-a băgat 12 miliarde, n-are nicio eficiență astăzi, dacă n-am noroc că am băgat de stresarul acum. O să facem școala de la Brătila, clădirea școlii la Răzești, că o să-i pun geamul, că o să lasă așa și am prins un buget, inclusiv partea cu școală. Cum să o încălzești? Cum să o treții? Ușor, nu știu. Nu-i cum pentru ce? Am impresia că deodată cu unii dintre noi nu știm care e rolul nostru la care e Consiliul Local. Părerea mea, pe cuvântul nu vreau să știți pe nimeni. Dar în țărul ăsta, a fi o școală nu înseamnă doar a avea sări și aduci copilul acolo. Nu, domnule, trebuie încălzit, trebuie să fie profesori, învățători, oameni de servici, curent. Credeți că e normal? Domnul primar, să risipim. Nici doamna directoare nu a avut o ședință cu dumneavoastră împreună? Cu oamenii din sat care au copii acolo. Și acum de ce avem plătit să mai tragi pe un consiliu local? Au fost și au fost de acord părinți. Păi și atunci de ce mă oprești pe mine, mă? Și unii mă oprești, băi, nu trebuie acolo. Păi știu, ce mă? Care e problema? Și unii au fost prezenți. Elena, au fost. Păi și atunci... Tot scopul părinții sunt împotriva să nu se închide școala. Cum adică? Măi, dar el mi-a zis mie. Deci ce-a fost dacă am fost? Nu și au fost și toți părinții. Toți au semnat procesul la Roșului? Toți au semnat. Toți. Lasă-l din noi aici. Dacă o să-i luăm, lasă-l din aici. Să nu se procesează. Dacă o să-l luăm, nu? Ei o semnat, nu eu. Un minut am venit. Deci nu am soluții, dar dumneavoastră o aveți, spuneți, eu nu am soluții, cât asta. Bine, discuția Brătilei... Eu mă abțin ca om, ca cetățean la Brătilei, dacă eu semnat, n-au decât să fie copiii niciodată. Dar n-au altă alternativă. Bă, eu știu, dar eu semnat. Dacă dumneavoastră zici că a semnat, înainte de a avea noi ședință, și am oblet cu mine, păi ce-i confirmat, ce-i bătat, să-i bătat, și-i sunat nominal. Au fost prezenți acolo. Deci au fost două ședințe. Au fost prezenți ședință? Nu că sunt de acord ca școala să închidă. Dar nu trebuie să-i trebuie nimeni. Despre asta e vorba, că școala aia nu ia lui Șuoli sau lui Nenea. Voi vorbim de școală ca instituție, nu de clădiri. Clădirea e pe local de legiu. Școala aia pe Socoteala nu funcționează din cauza că nu sunt restricții financiare. Despre asta e vorba. Domnule, ați avut discuții cu oamenii că vin copii aici? Aici, da? Trei ori, mă, da. Am fost acolo prezent eu, împreună cu... Și Șuoli a fost acolo cu dumneavoastră? Dacă a fost acolo... E basta lui acolo. Domnul Zănescu, soția lui a fost și a zis că ea oricum nu aduce copilul aici, o să-l trimită la Unești. Asta a fost. Despre asta e vorba, are soarta problema care s-a ridicat la ședința respectivă a fost dacă doamna director s-ar opune, în a nega transfer. Destul de clar că nu se opune și că este de acord. Deja au fost un caz și la copilul. Mica era o prădată, au fost o discuție acolo, nu știu care nu e, dar undeva la mijloc de acord. Eu am fost doar de dependență, doamne, da, să sper. Cine vrea să-mi o copii, cine nu. Da, să vrea să-mi o copii, lune cu asta treabă. Vis-a-vis de cărmin, nu se poate, dacă nu ai oameni acolo, ai 10 copii, 15 copii de toți. Și vis-a-vis de numărul de copii de Helenciu și de Brătila, să fiți noi, să trebuie să fii mai mult la Helenciu. Nu, cred. Dar nu poate, nu mai e, 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 nu știu.
Da, urmă. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință de afectat unei suprafețe de teren de 121 de pătrați, proprietate publică a comunei legii, situație în comunei legii, s-a străbuit cu Nicolae dintr-o dată, inițiată primarul comunei. Aici, după cum știți, e vorba de 121 de pătrați, am situat ședința trecută, un teren pe care noi îl dăm pe timpul gratuit părintele, parohii din Drăgugești, pentru construcția acelei case radicale, așezământul... Ca urmare a faptului că și ei au dat pentru... faptului că și ei au donat nou terenul din spatele... Pentru terenul din sport, da. Acolo am prins, pentru că suntem aici, am prins în buget. Când mi se oferă ocazia, vă spun, dintre fiecare parte, ca un fel de centru, ca un centru civic, să spun, pentru că în jurul bisericii, lumea multă și e vorbit totdeauna de... parcări, zona aceea de intrare de acces în școală, să dărâmăm toate gardurile, punem pavarții, tot beton, tot în cruciții de biserica și atunci când vom avea o sfințire, că sunt convins că la anul, știu, când părinții mișcă discut direcția, acolo și investoinii cu sprijinul domnul Lena, cu sprijinul oamenii, Drăgugești, că am văzut că lumea foarte feritoare și chiar are resurse financiare, cu sprijinul nostru, atât cât putem, că o să da, mi se pare ok, e regulă, chiar mă uitam și Lumiția, acum le-a luat nicio felicitare. Am prins în buget pe parte din școală, vreo 30 ceva de mii, parte, 35 de mii, pentru o alee aceea care le-a luat în zona dumneavoastră. Și am gândit eu și o termoizolație pe clădirea din spate a unei săperii călători. Da, atât că putem face. Nu știu, aș face și mai mult. Sunt totdeauna mai mult și puțin decât deloc, așa zic eu. Tot în ideea că școala cer poate va funcționa mai mult decât celelalte școli. Dar așa e bine și pentru noi. Da. Înțelegeți? Asta e. Buget comunal. Eu să nu ne facem treaba. Nu, da, dacă nu sunt discuții aici și dacă nu e de acord, cine este pentru? Într-o ședință următoare, cred că o să discutăm, am discutat deja, eu fac acum intabularea cu clădirea școlii de la, de la Mocan, la fel să o donăm gratuit parohiei din Zătila, unde la fel va avea aceeași indicație. Nu știu ce s-a întâmplat cu școala, dar pe la care ea se întâmplă cu centru de zi, cu nu mai știu altfel de pe care le avem în comună și nu vor avea destinații și, din păcate, nu au activitate de ei. Se zice AP-ul care deja s-a dărâmat. Bine, acolo e o altă discuție. Terenul este nostru și a fost la metru, măcar nu știu, ce am trei apartamente. Zău așa avea propunerea acolo. Da, dar nu putem face nimic. Nu, prin problemul teren. Terenul este la oameni. Noi e acum. Au dosar de retrocedare. Până la rezolvarea problemelor, se dă cu titlul gratuit unde, domnule, la familii tineri care au și copii. De asta să fie condiția. Eu am văzut un exemplu din asta. Nu, vorbim doar de... Nu ce vreau la chedeci vorbim? De birourile, zice. A, e valoarea. Da, împărțite și făcute locuințe. Cine vrea să vină din Onești sau din Avare, dacă ai și copii, deci condiția să aibă copii, să le vrea să întreține și să fii proprietar pe ele. În felul ăsta ai populație în Helegiu. Dacă are minim doi copii, îi dați două camere, părinți despărțitori, să-și facă. Și vedeți că o să poate să găsesc. Nu putem, putem să investim acolo, că păi nu să investim noi, deci, în starea care este. Cum să nu vină? Facem pare cu vin? Deja am două familii, dar nu am zis. Dar nu am două familii. Familii. Unicul trebuie. Pe clădirea ta și nici ăla cu vorbul terenul nu poți să-l dea la familie. Da, da, îl întreține eu. Da, bun. Și? Îți mai zic un oameni de lucru, până ele ce poate. A zis, din punct de vedere legal, trece mai departe. Mai departe. Proiectul hotărârii privind modificarea statutului economic, aferente investiții, modernizare de spital medical sat Brătila, aprobat prin HCL numărul 21 din 14.2016, modificat și completat în jurul din 19.2018 și... Aici avem toate trei obiective pe care le-am început jăreții. E vorba de Căminul Helegiu, e vorba de dispensarul de la Helegiu, dispensarul de la Brătila, conform de donații 14 decembrie 2018, s-au modificat stadiumii pe economie în construcții, de la 1900 la 3000 de lei. Și nu trebuie să fim indicatori de noștri, pentru fiecare constructor a venit pe adițional pentru a-i se mări
tariful nu ne-a avantajat deloc pe noi, pentru că banii aceștia sunt cheltuieli eligibile și sunt bugetul nostru. Dacă la când dispensarea de la Brătila, de exemplu, valoarea e undeva micuță că, da, și valoarea lucrării mai mică, acelea de lucrări au crescut destul de mult, undeva la 1 miliard și ceva, pentru că pe total, pe toate lucrările, bani din bugetul local pe care alocăm lucrările respective. Da. Dacă sunt discuții pe această temă. Și dați mi-a zis faci lucrări de calitate. Și zic că sunt încredători, eu zic că se lucrează bine, nu chiar mă uitam la... Deci pentru garanții, cu doamne. Ce ai încât de garanții? Da, garanția mușcată. Da, mă uitați să lucrurile. Deci acum vede ce tu la Răgugești. Deja a început să sfârmi. N-am garanții, n-am putut trece ce acolo. N-am. Da. Cine este Ce trebuie să facă? La primărie, ce lucrează? Înțelegi? Da. Dacă faci pe o firmă, de să vrei. Da. Da, uite, așa, la Raja nu dă voie să se raporteze fără voie și au doar două firme agreate. Da, ești eu și mai greu. Și pentru alimentare cu apă și pentru canalizare, în momentul în care ei, da, nu știu pentru alimentare. Da. Da. Da, eu transparent, dar eu sunt în fiecare an, a fost accidente la Buzi, da? Am pus și eu două trei bursi, pentru că sunt cei mai buni din pământ. Sunt fricit. Sunt fricit. Așa care sunt cei mai buni? Primul, cinci, stau în exemplu. Adică în sensul că este unul. Dar de unde a fost premiația, pe care nu am putezat foarte mult. Chiar avem un talent la Drăgujești, la familia care a dus un exemplu, că este mai îngrijit. Nu știu pe ce avea talent, ceva la sport, dar datorită situației precare, nu știu dacă n-au... La Ilea n-aia nebun, așa, are o fată care plătimea să se aducă aici. Ele erau remarcate. În sensul ăsta, dar bineînțeles. Dar bineînțeles, dar este niciun sport. Acela o familie. Da, nu se gândește nici ceva. Când se vorba pe investiții, nu am cu ce vă vorba. Asta doar pe... Eu vreau să duc în Abertinian, dacă tot ne propune să facem acolo parcarea la școală la Bugești. Schimbarea clasei la teren, în partea de jos, ca ați văzut, este că într-o proporție de 50% rupte, cu o plasă de 8, înlocuirea ei primar, că fiind de 8, bănesc mai mare zile, la loviturile de minte, bănesc, altfel nu știu chiar strag ea. Am luat un cap, am trecut în... Am luat un buget pe reparații și vopsirea. Deci pe Drăgujești am luat un calcul, un grup acela sanitar care a spus că îl facem pentru carii dactice. Nu, pentru carii dactice, pentru că putem iarăși pe copii să-i mutăm afară, că folosesc comun acum. Și chestia cu băncuții în parcuri, nu știu dacă mai puneți ceva, e spațiul ăla din spate, că nu e spațiul, dar de la școli, care e destul de mare, acolo se poate face spațiu de relaxare, zicem, da? Ceea ce spuneați inițial înainte să fie aici în față. Aici în față, pentru parcare, vorbim. E bine, așa avem. De părintele acolo vor fi 7 parcări. Am gândit șantul acela să perică, să fie discuții calotabil, ca să poată fi folosit. Corect. Eu am văzut și am luat în calcul și la biserica de la Brătila, chiar spuneam de cu părintele, că am luat întâlnire la Brătila. Văd foarte multe mașini care blochează drumul fiecare duminică de sărbători la Ciorbea. Părintele vin să vă idee că s-au stâmpuri și bănuți pentru geamă. Da, nu? Geamă, da. Da, nu știu, vezi ceva.
Am spus, eu l-aș opta către amenajarea unei parcări. Să punem la fel discuții carosale pe șanțul acela pe ea și să punem mașini la hirie. Da, exact. Și mașini nu mai blochează toată banca. Blochează pe parte, nu mai blochează și pe aia. Cred că cea mai adunată biserică pe mine duminica. Poate și eu, nu știu, poate unii și pe stradă, pe până după alta, dar vin mai mulți cu mașini decât la Drăgugești. Ori are părinte mai mult har, nu știu, cheamă acolo. Da, nu, și sate mai. Da, cei din sate sus. Mare, poate, da. Are 2 km. Da, ai răs pe data. Da, nu știu. Sincer vă spun, n-am ce primit cu ce-mi preu din comună. Vreau să spun, da, care... E treaba lor, dacă au ei. Le-am și spus, credeți-mă și în anii de lege din 2016, am avut întâlnire cu Cântăleț. Toți, știți cum e, nu poate ne vin în față camerei. Dom'le, cu ce vreți să vă ajutăm? Dom'le, m-ați așa ce nu dacă nu v-ați implicat. Nu v-ați să faceți vă treaba în biserică, cred că e o politică, o fac eu, rământește. Să mă implică, părinții, da. Că oameni și aici. Da. Foarte bine. Da, dacă nu mai sunt probleme, mulțumim pentru colaborare. Da, și din